După lungi așteptări și lungi discuții, bucureștenii vor avea tramvaie noi, dar nu imediat. Capitala va avea 100 de noi astfel de mijloace de transport în comun produse în România, la fabrica din Arad. Tramvaiele vor avea podeaua coborâtă, uși prevăzute cu sistem de antistrivire, iar postul de comandă va fi unul computerizat. Însă veștile bune se încheie aici. Bucureștenii mai au de așteptat până când vor putea călători cu ele. Primul tramvai va sosi în capitală abia la anul, în luna august. Asta dacă totul va decurge conform contractului încheiat între Primăria Capitalei și producător. Fiabil, nepoluant, modern. Așa este descris tramvaiul Imperio, produs la Arad de compania Astra. Oglinzile retrovizoare au fost înlocuite cu un ecran montat în cabina vadmanului, pe care se vede tot. E ușor de condus. Da, la condus ușor. Totul e asistat electronic, digital, computerizat, caz de patinaj singur, dar cu nisip. Tramvaiele Imperio vor circula și pe străzile din capitală. Primăria Generală a încheiat cu Astra Arad un contract în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, bani europeni nerambursabili. Bucureștenii mai au însă de așteptat până să se plimbe cu noile mijloace de transport în comun. Tramvaie precum cel de lângă mine vor mai face parte din peisajul din București pentru o bună perioadă de timp. Potrivit lui Nicușor Dan, primul tramvai Imperio va rula pe străzile din capitală începând cu august anul viitor. Ar urma apoi să fie livrate câte 4 în fiecare lună. În total, contractul încheiat de Primăria Capitalei prevede cumpărarea 100 de tramvaie noi. Un cuvânt despre fosta administrație? Dacă nu s-ar fi încăpățânat să insiste să dea în mod nelegal acest contract unei firme turcești, și știți că s-a pronunțat și CNSC-ul și s-a pronunțat și Curtea de Apel București, am fi avut aceste tramvaie începând cu vara anului 2020. Tramvaiele produse la Arad au o lungime de 36 de metri. Vagoanele pot transporta 332 de călători, dintre care 56 pe scaune. Podeaua este coborâtă integral, astfel încât pasagerilor să le fie mai ușor să urce. De asemenea, ușile duble sunt prevăzute cu un sistem antistrivire și există și rampe pentru persoanele cu dizabilități. Primăria Arad a fost prima din țară care a cumpărat tramvaie produse de compania locală. În acest moment, prin oraș circulă 10. Alte 14 au fost deja contractate, iar primăria caută finanțare să mai cumpere și altele. Noi le folosim deja de câțiva ani buni de zile, avem contract pentru livrare în continuare și ne dorim, în funcție de finanțările europene, să avem alte contracte pe așa ceva, tocmai pentru a ajunge în câțiva ani de zile ca mai bine de jumate din flota companiei de transport să fie reprezentată doar de tramvaie noi. Tramvaie produse de compania românească au ajuns și la Cluj și Oradea.